mulțumesc pentru prezență. Numele meu este Antonia Pocșa și sunt directorul general al firmei West Prime Dezvoltare, firma ce face parte din grupul Gran Via și ce a dezvoltat acest imobil de locuințe pe Bulevardul Timișoara 58. Grupul nostru a crezut dintotdeauna în piața imobiliară românească. În ciuda crizei, s-a hotărât încă și-a păstrat această credință și s-a hotărât să investească în acest prim bloc de locuințe, o investiție proprie de 4 milioane jumate, pe lângă cele 120 de milioane deja investite, tot fonduri proprii, în terenurile pe care le deține în București și în Constanța. Noi credem că este un bun moment pe piață de a cumpăra locuințe. Este o lipsă de proiecte bune pe piață, calitativ și care să întrunească condițiile de cumpărare ale clienților. Ne-am axat încă de la început, de când am luat decizia de a construi în 2012, o decizie nu foarte ușoară, dat fiind faptul că băncile la acel moment nu finanțau dezvoltatorii, așa cum a spus, investiția este proprie a acționarilor, am hotărât să încercăm să facem un proiect bun calitativ, care să se adapteze nevoilor de piață. Și în acest sens aș putea să vă dau câteva detalii ce au fost importante, ce am considerat noi importante pentru noi. Ne-am gândit, domnule, trebuie să facem un produs care să fie în preț rezonabil și cu o calitate foarte bună, mai ales cu zona respectivă. Dacă vă uitați, nu există, eu cred că nu există proiecte cum este proiectul nostru. Din punct de vedere tehnic, așa cum spuneam, am luat decizia să lucrăm cu materiale peste medie, de asemenea cu firme care să poată să lucreze la o calitate corespunzătoare și încă de la faza de proiectare am lucrat cu domnul Vlaicu. Domnul Vlaicu este profesor la Catedra de Beton, participă în elaborarea standardelor în construcții pe parte seismică, după care ne-am hotărât și am ales soluții foarte bune pentru clienți. O soluție de economisire ulterioară pentru client, în acest scop însemnând un termosistem de fațadă de 12 cm, comparativ cu blocurile vechi, unde nu există așa ceva, sau cu cele noi, unde în general termosistemul are 8, poate maxim 10. Acest termosistem în viitor înseamnă costuri reduse la căldură pentru clienții noștri. De asemenea, un alt considerent a fost pentru economisire și pentru confortul clienților, contorizarea separată. Fiecare plătește cât consumă. Contorizare separată pentru apă, canal, contorizare ce se află pe casa scării, tot pentru confortul clientului, contorizare separată pentru electricitate, contorizare separată pentru alimentarea cu gaz. În ceea ce privește materialele folosite, vă dau doar câteva detalii, restul o să le găsiți în mapele de prezentare. Spre exemplu, am folosit centrale Wisman, care sunt de o calitate, știm cu toții ceea ce înseamnă Wisman. Am folosit profile Salamander cu 5 camere, tot pentru mai bună izolare. Am folosit, baile sunt complet echipate cu obiecte sanitare de la Ideal Standard, inclusiv bateriile de duș și de chiuvetă. Parchetul, gresie, faianțe marații, uși de producție nemțească, toate am încercat să fie de o calitate foarte bună și prețul final al apartamentului să fie pe măsură. În acest sens, îi dau cuvântul colaboratoarei noastre, doamna Nebreda, care vă poate povesti mai mult despre prețurile locuințelor. Bună ziua, mă numesc Rafaela Nevreda, sunt managing partner de firma Imoteca. Ne consideram, sunt foarte norocos că am putut să lucrăm împreună cu firma Gran Via ca să promovăm împreună Timișoara 58 Apartments. Întrucât avem mare încredere în acest proiect, credem că a ajuns la un moment foarte potrivit în piață. După 5 ani de scadere de constant de prețuri și criza imobiliară, am ajuns la un punct de inflexie în care avem toate semnele ca să ne facem să credem că deja
situația este stabilă și de acum încolo vom avea o altă tendință. Așa cum spunea Antonella, proiectul Timișoara 58 este un proiect conceput pentru nevoile de astăzi. Apartamentele au suprafețe destul de generoase, sunt foarte luminoase și beneficia de mai multe avantajele dacă facem o comparație cu un loc vechi în cartier. Suprafețele, putem să zicem, avem living cu suprafețe între 20 de metri pătrați, 25, util, vorbim de dormitor cu aproximativ între 12 și 15 metri pătrați util, întrecât ne aflam la un apartament de două camere, pornește de la suprafață în jur de 50 de metri pătrați util, cu prețuri de la 46.000 de euro cu tot cu TVA inclusiv. Dacă vorbim de apartamentele de 3 camere, în locul nostru majoritatea sunt 2 camere și 3 camere, așa cum se obține în viață. Deci sunt apartamentele cu suprafața media utilă de 70 de metri pătrat util și prețul care pornește de la 67 de metri pătrat cu tot 67.000 de euro, cu tot cu TVA inclus. Evident, prețul diferă de la fiecare apartament, ținând cont de cum sunt orientat, care e etajul, suprafața totală și așa mai departe. Sunt apartamentele semi-comandate, sunt chiar și unele total comandate, cum cere, asta este o cerință care o aud în destul de constantă pe clienții noștri. Și așa cum ziceam la început, deci credem că asta e un moment foarte potrivit pentru achiziția un apartament. Pe lângă faptul că și avem susținere din partea băncilor și din partea BNR-ului, cu toate măsurile ultime care au fost luate, cu TVA de 5% redus, care este aplicabil la aproape 99% din apartamentele noastre și multe din apartamentele noastre poate să intre și în cadrul proiectul Prima Casă. Pentru mai multe detalii să las pe colegul nostru, Traian Stancu, de la Steve Finance. Bună ziua, mulțumesc frumos, Antonella, mulțumesc, Rafaela. Suntem încântați să colaborăm în cadrul acestui proiect cu unul dintre cei mai importanți dezvoltatori prezenți pe piața românească, precum și cu o agenție imobiliară foarte serioasă. Aș vrea să, în primul rând, să-mi dați voie să felicit dezvoltatorul pentru o decizie de investiție luată în 2012, decizia de a dezvolta acest proiect într-un moment în care piața imobiliară, direcția din piața imobiliară nu era foarte clară. Încă exista tendința de scădere de prețuri și sunt foarte puțini dezvoltatori de anvergură care în această perioadă să fi luat decizie de investiție. Sunt ferm convins că decizia curajoasă de la acel moment va fi răsplătită pe măsură în acest moment la finalizarea proiectului, pentru că lansarea vine într-un moment, după părerea mea, în cel mai bun moment după 2008 pentru piață. Și mă refer aici la mai multe aspecte, mă refer la piața creditelor, în primul rând. Avem credite cu costuri foarte bune. Pentru prima oară în piața de retail din România există alternativa contractării creditelor în lei la costuri mai bune chiar decât creditele în euro. Mă refer la credite de achiziție. Există o lichiditate foarte mare la nivelul băncilor. Avem în fiecare început de an, avem un tur pe care îl facem la partenerii noștri bancari. Absolut toți partenerii cu care noi lucrăm au pentru acest an bugete mai mari decât anul trecut. Și prin bugete mă refer la sume deplasate în piață în acest an. A venit un impuls suplimentar din partea Băncii Naționale la începutul acestui an prin scăderea rezervelor minime obligatorii, ceea ce a mai adus în piață un plus de lichiditate de peste 1 miliard de euro. Deci din toate zonele avem semnale pozitive. Din zona Băncii Naționale cu guvernatorul Mugurii Isărescu, cu un mare promotor al relansării creditării, cu mesaje foarte frecvente pozitive în ultima perioadă, din partea băncilor și pot să vă spun că și din partea clienților. Suntem foarte aproape de clienți. Este cel mai bun început de an pe care noi l-am avut după 2009.
la număr de solicitări, la interes manifestat din partea clienților. Vom asigura consilierea financiară a clienților care vor dori să achiziționeze în cadrul proiectului Timișoara 58 și vom ajuta să obțină cele mai bune credite. O subliniem, consilierea este gratuită pentru clienți, nu generează niciun fel de cost suplimentar acestora și vom avea astfel un pachet complet. Apartamente de calitate excelentă, prețuri foarte bune și credite ușor de obținut. O să vă dau cu titlu de exemplu și ce înseamnă o rată pentru un astfel de apartament. Avem un exemplu pentru un apartament care costă 52.500 de euro cu tot cu TVA, un apartament de două camere, cu un credit în lei cu avans de 15%, vorbim de o rată de 1.100 de lei. Este o rată pe care și-o pot permite destul de multe familii și dacă e să facem și o comparație cu nivelul unei rate de chirie pentru un apartament de genul celui de care discutăm, cu siguranță nu găsim pe piață apartamente de închiriat la un astfel de cost lunar, de o astfel de calitate.